Crina Matei este recunoscătoare pentru moștenirea genetică de care se bucură și nu o neglijează niciodată. Trebuie să depunem eforturi să menținem ceea ce ni s-a dat. E la fel de adevărat. Că trebuie să existe un regim de viață sănătos, indiferent cât de mare este stresul, cât de multe sunt tentațiile, sunt ruperile de ritm. Ziua actriței poate începe la 5 dimineața și se poate încheia la 5 dimineața. Pentru că agenda ei e întotdeauna diferită, numai disciplina în program o ajută să-și rezerve timp și pentru ea. Trebuie să reușești întotdeauna să-ți resetezi organismul și să-l aduci la o stare de armonie cu ceea ce tu îți propui să faci și să fie funcționabil. Pentru că nu ți se acordă scutire ca la școală. Astăzi nu poți să funcționezi. Dacă ai spectacol, trebuie să joci. Dacă ai filmare, n-ai cum să încurci programul de lucru al oamenilor. Și mulțumesc lui Dumnezeu că niciodată n-am anulat un spectacol, niciodată n-am lipsit de la o filmare. Cred că m-a ajutat foarte tare faptul că prima mea profesie a fost aceea de dascăl, de învățătoare și mai târziu de profesor, și că eram foarte riguroasă. Crina pune mare preț pe odihnă și spune că e aliatul principal în menținerea frumuseții. Mi-alternez, zic eu, bine programul de muncă foarte intensă cu programul de odihnă, de relaxare, de încărcare a bateriilor. Programul de somn încerc să fie, să-și aibă locul lui. Dacă am o perioadă mult mai încărcată, încerc să recuperez orele nedormite, pentru că ele își pun amprenta și asupra stării noastre de funcționabilitate, să zic așa, și se văd și pe față. La o femeie se vede foarte, foarte ușor momentul în care, eu știu, a pierdut o noapte sau a stat. Eu nu stau în fum, nu suport fumul de țigară. Și apelează din când în când și la tratamente de înfrumusețare non-invazive. Încerc să evit tot ce înseamnă agresarea feței sau a corpului prin tot felul de metode care ar putea pe termen lung să-i dăuneze. Deci totul trebuie să fie făcut cu delicatețe și cu blândețe. Astăzi o însoțim la o ședință de reîntinerire cu ajutorul luminii intens pulsate. Terapia împrospătează tenul și îi conferă luminozitate. Specialiștii spun că iarna este anotimpul ideal pentru a apela la tratamentele cu lumină. În general, tratamentele de reîntinerire cu lumina intens pulsată se pot face undeva începând din luna septembrie, cam până în luna mai, până începe să dea căldura. Pe o piele bronzată, din păcate, pentru tratamentele de reîntinerire nu se poate face pe perioada verii. Nu se poate face chiar absolut deloc atunci când suntem bronzați. Chiar și iarna, dacă am fi o piele bronzată, nu se poate face tratamentul, deoarece pielea are un pigment mult mai închis și atunci lumina ar însemna să capteze doar melanina din piele, de la nivelul pielii, și nu mai rezolvă absolut deloc tratamentul în sine. Cu lumina intens pulsată putem face mai multe tratamente. Cum ar fi? Putem îndepărta petele solare, petele de bătrânețe, putem îndepărta ridurile, practic estompăm ridurile fine, ridurile de expresie, redăm ovalizarea feței și tratăm și acneea. Acneea ușoară sau semnele de la acne, nu o acne purulentă. Și masajele de relaxare sunt preferatele Crinei, care spune că se simte ca nouă după câteva ore de masaj prelungit.